Cel mai important mesaj a venit pe undele telefoniei de la un foarte bun prieten de-al meu, care a fost timp de 20 de ani șeful dumneavoastră, șeful soției dumneavoastră la Remat, fostul, mă rog, da, nu știu cum se numea. Era contabil acolo, nu? Și mi-a spus că în ultimii 10 ani, aproape zilnic, îi spunea prietenului meu, șefului ei, acest of al ei, că nu se mai poate întâlni cu fata. Și într-adevăr că a murit de inimă rea și că i-a agravat foarte mult această situație, boala. Și spunea soția noastră pe atunci că cineva i-ar fi băgat în cap când era mică, ea nu se mai poate, nu se va putea realiza în viața asta atâta timp cât o să-i trăiască părinții. Da, ne ascult niște povești, lucruri, niște povești care incredibil. Nu le-am auzit în spunea, viața mea. Asta spunea soția dânsului. Că, domne, te încurcă, nu știu, originile părinților, faptul că există... Da, ne, totuși, clin să cred că nu e adevărat, totuși. Dar este adevărat că 20 de ani nu și-a văzut părinții. Da, într-adevăr. De asta vreau să-l întreb pe domnul Cristea. Cum te n-ați reușit să ajungeți la un consens, mai ales că știați că soția dumneavoastră, Gabriela, era sufletul ei. Dumneavoastră ca tată de familie, ca părinte, ca... Era și sufletul meu. Ok. Dar de ce n-ați ajuns la un consens, domnul Cristea? Pentru că n-a vrut ea. Dar de ce n-a vrut? Păi nu știu. Nu știu. Știți ce mi-a zis o persoană, adică o doamnă. Așa. Că ea crede că maică s-a a violat. Poftim? Extraordinar. Că ce? Cum maică s-a violat? Maică s-a violat? Dar nu e tâmpenii, domnule, uite, eu ne întâlnim mâine și te duc la... La doamna aia. Asta chiar îmi sună asta, așa, au pentru prima oară în viață. Așa crede ea? Cum? Așa crede ea. Și dumneavoastră puteți să afirmați așa ceva că... Că mama ei, soția dumneavoastră a abuzat-o sexual. Dar nu e adevărat, cum s-o abuzat? Nu, păi asta domnul Cristea, cum puteți să răzbiți așa ceva? Păi că spune o doamnă, nu știu cine. Cel mai logic era să vă acuze pe dumneavoastră. Cum puteți să spuneți așa ceva? Logic era să vă acuze pe dumneavoastră. Tatăl să abuzeze. Ce s-a întâmplat? Deci Gabriela nu prea m-a acuzat pe mine. Și chiar nu m-a acuzat deloc. Pentru că eu fiind plecat, cum am mai spus, n-avea ce să zică despre mine. Ba da. Domnul Cristea, e adevărat când veneți că vă trăgea niște beții groaznice acasă și soția dumneavoastră lua copiii și pleca câte două zile de acasă? Cine a spus dumneavoastră, asta? Când erați mai așa, mai la... Eu acu 20 de ani. Deci eu niciodată... N-ați băut? Nu. Și asta o confirmă. Asta o confirmă și vecinii mei și cine vrei dumneata. Dacă asta și eu la bloc. Vă întreb și eu ceva. Era posibil ca în lipsa dumneavoastră soția să aducă pe cineva acasă care să o abuzeze pe Gabriela? Nu. Adică din... Nu. Cum ar veni violul să fie indirect? Nu era, domne. Știu că, din informațiile mele... Cineva care își lasă și numărul. Să spună, domnule Eugen, de câte ori l-am găsit noi beat, deși are diabet. Ia să-l sunăm pe domnul acela. Hai să-l sunăm. Ia sunați-l, domnule. Ia, vă rog eu. Sunai să sunăm pe omul ăla. Că și eu am informația asta, că domnul Cristea făcea niște beții monstru, venea acasă... Nu făcea, n-am făcut niciodată. Laura, aveți numărul ăsta, ți l-am colorat eu acum. Cum? Nu, vorbeam cu Laura în regie. Ți-am colorat un număr de mobil. Dacă vezi ecranul meu. Sună acolo dacă e. Haideți să o chemăm până la urmă și pe Nicoleta, psihologul nostru de serviciu, cea care ieri a avut un moment absolut epocal împreună cu Marcel, o terapie, mă rog, eu v-am adaptată. Zis, poate reușește să înțeleagă ea exact. N-am nicio teamă să vă invit la mine. Ce se întâmplă în această familie? La vecini, la prieteni, să vedeți cât de mult beau eu. Haideți să intre Nicoleta Vascan.